considerată de Fundația Sportul Tănățean, președinte Mirea Florin, prezent aici în față, și primăria municipiului Galați. Organizarea acestui concurs are ca obiectiv promovarea sportului de masă în rândul tinerilor, menținerea nivelului optim de sănătate prin practicarea sportului. Thank you.
de 26,90 cu timpul și cerul mare. Haideți să vă aplaudăm! Petrecerea după. Locul 2. Urduță Dănuț. A scos un timp de 27,7 de la colegiul. Telefonul a fost. Vasile Alexandri. Urmează campionul acela. Felicitări. Și locul întâi, ținem să precizăm că este diferență doar de o singură sutime față de locul 2. Bracaș Daniel. Dați drumul la picioare, mai tare! Răzvan, întinde mâinile!
picioare, braț, foarte sute de metri. Ațineți mâinile întinse, îndreptați picioare. Pentru că este un mediu răcoros afară, în bazin este un mediu foarte călduros. Copiii sunt de la Clubul Sportiv Școlar Galați, sunt de performanță, avem ponderea cea mare, sunt cei mici. Ei au participat la o competiție, au promis, majoritatea au luat medalii și cupe, chiar locul 1, 2 și 3 neașteptat. Sunt foarte încântați și au promis că vor veni foarte des la bazin. Îi poate ține cineva departe de bazin, odată ce a dat de gust? Nu. Din contra, părinții sunt foarte entuziasmați că este un fel de pedeapsă. Dacă nu învață, nu-l mai duc la bazin. Mulți, când au început în notul, i-au adus în scop pentru sănătate, dezvoltare, armonie și celelalte. Au dat de gust copiii, lucrează foarte bine. Noi, majoritatea de copiii de la CSS, avem de la cursurile de inițiere, apoi au dorit să facă performanță, noi am făcut concurs de selecție, i-am luat și chiar merită și chiar muncesc cu drag. Eu știu că întotdeauna vorbim despre copii, dar vreau să vorbim puțin și despre antrenori. Ați putea să stați fără activitatea asta? Fără să le purtați de grijă în fiecare zi? Nu. Ne-a intrat în sânge, iubim copiii foarte mult. Dacă nu-i văd o zi, nu-mi găsesc locul. Vorbiți la telefon? Vorbim pe Facebook, pe Messenger, avem mesaje. Un copil, dacă răcește, imediat mă sună. Eu, dacă simt ceva, noi sunăm copiii. Suntem foarte apropiați de copii. Suntem părinții lor. Cât sunt la antrenament, sunt copiii noștri. Bun, acum dorințe și urări, că toți sunt sărbătorile. Le doresc multă sănătate, spor, multe realizări pe plan profesional, sportiv, școlar și multă, multă sănătate. Și lor și părinților, că îi susțin foarte bine. Multă sănătate și dumneavoastră, să vă țină Dumnezeu! Mulțumesc! În principiu, noi îi primim de la 5 ani. Îi așteptăm cât mai mulți, pentru că de la 5 ani începem să învățăm să înoate. În 2 ani de zile, spunem noi, am putea să-i primim sau să îi selectăm pentru a ajunge la grupele de performanță. Ce înseamnă aceste selecții? Ce înseamnă? Copiii învățăm să înoate, le dăm câteva probe de control și pe baza probelor de control, a rezultatelor, alegem copiii cei mai buni pentru a trece la etapa următoare, care înseamnă grupele de avansați la un sport de performanță. Și se înscriu toți copiii dintr-o grupă de vârstă pentru selecția pentru avansat? Nu, noi facem grupe de inițiere. În acele grupe îi urmărim pe cei talentați și din cei talentați urmează să dea acele probe de control și din aceia care reușesc o să treacă la grupele de performanță. Nu vin părinții să vă spună că sunt copiii lor îngroziți de apă? Că ce se fac cu ei? Că în niciun caz nu-și imaginează că o să facă vreodată performanță, dar aminte să nu. Da, bine, sunt și părinți mai fricoși, mai ales acum când e iarnă, le e frică să nu răcească. Asta e problema cea mai mare. În schimb, cu cât vin mai des la bazin, mai ales în lunile acestea, capătă imunitate la frig și clar o să învețe să și înoate. Și din câte știu eu, au scăpat și de otite mulți copii care vin la... De otite, de scolioze, gifoze, unotul e un sport în care se lucrează toate grupele musculare. Plus de asta, înveți să înoți, este o, ca să vă zic așa, este o componentă practică. O componentă practică, exact.
În plus, cred că formează și caracterul. Nu cred că vin copii la not și nu se duc la școală să aibă rezultate foarte bune. Nu, avem copii la grupele de performanță care sunt la LVA, deci împacă și cartea și, ca să zic așa, sportul. Ce le doriți copiilor, părinților? Le dorim să vină cât, un număr cât mai mare la bazin, la grupele de inițiere, ca să avem o bază de selecție cât mai mare și să umplem, să avem cât mai mulți copii la grupele de performanță. Și o dorință pentru dumneavoastră, antrenorii? Să avem cât mai mulți copii, ca să avem de unde crește următorii campioni. Adică vrem medalii. Categoric. Asta, succes! Asta e felul suprem. Mulțumim la fel. Matei, dacă nu era notul, era alt sport? Cred că da. Ce sport ar fi fost? Păi mi-a plăcut basketul. Dar ce mai mult tot notul. Păi și aici cum ai ajuns? Te-au adus mami și tati? Da. M-a adus acum un an și un pic. Și ți-a plăcut? A fost așa dragoste la prima vedere cu notul? Mi-a plăcut foarte mult. Îți plăcea și apa înainte? Da. Te plăceai? Când mergeam la mare, de cel mai. Și nu știai să înnoți, nu? Știam foarte puțin. Acum la ce nivel ești, după părerea ta? Un nivel destul de bun, în care poți fi și mai bun. Și cât timp îți ia înnotul pe zi? Păi, un antrenament 2 ore. Ai să te ții de înnot? Da. Vrei medalii? Da. Participi la concursuri? Da, normal. Ce-ți dorești cel mai mult de Crăciunul ăsta? Nu știu. Nu am putut. Dar n-are legătură cu înnotul, nu? Un pic. Mult succes! Mulțumesc! Eu de când eram mică îmi doream să înnot și la mare mereu când mergeam, înnotam, îmi plăcea foarte mult sportul. Și acum de curând am venit la Baia Comunală și m-am apucat de not. Și mi-ai spus mie că de un an jumate, dar deja visez la medalii. Da. Mi-am dorit foarte mult medalii și am muncit pentru ele mereu. Ce spun părinții? Sunt foarte mândri de mine. Nu sunt îngrijorați că uiți de teme și îți ocupi timpul cu notul? Am timp pentru toate. Niciodată n-am lăsat școala deoparte și notul deoparte. Bine, dar hai să bărfim antrenorii. Sunt severi? Câteodată. Și au dreptate? Da. Care este relația dintre voi, dintre copii și antrenori? Aveți încredere unii în alții? Da, noi suntem ca echipă și trebuie să avem încredere unul în altul, trebuie să ne susținem, la concursuri mereu facem galerie, țipăm acolo. Care e următorul concurs? La Bacău o să avem regionalele și sper să mă clasific, să merg la campionat. Mult succes, Ancuța! Mulțumesc!